În Dolj, din cei 5.000 de candidați înscriși la examenul de bacalaureat, au obținut medie de promovare 2.810. 17 candidați au picat din start pentru că au fost eliminați din examen. Absolvenții nemulțumiți de note au putut depune contestații și vor afla rezultatele pe 11 iulie. La română 9.55, la istorie 7.75 și la logică 8.75, dar speram la o notă mai mare. Sunt mulțumit. Cât ai luat? Am luat 9.51 media. Spre ce vrei să mergi mai departe? Cred că economia. Ați venit să vedeți ce rezultat au luat elevii dumneavoastră? Da, în general, cam păi, am avut pe majoritatea elevi, dintre a noua, între a noua și între a 12. Între a noua cam pe toți care specii. Și într-o a 12 au parte dintre ei. Mulțumit de ce rezultate au obținut? În general, da. Deși pe aici, pe acolo, s-ar putea să fie mici diferențe față de estimările noastre. Unitățile de învățământ cu cea mai mare rată de promovabilitate sunt colegiile frații Buzești, cu 100%, Carol I, Elena Cuza și Ștefan Velovan din Craiova. La polul opus se situează Liceul Tehnologic Auto Craiova cu 7,26%, Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băileș cu 2,78%. La Liceul Tehnologic Malu Mare niciun candidat nu a reușit să obțină medie de trecere. La nivelul județului s-au înregistrat un număr de 12 medii de 10, dintre care 9 medii de 10 pe profilul real și 3 medii de 10 profilul uman, iar cel mai mare număr de medii de 10 au fost înregistrate la Colegiul Național Carol I, respectiv 5 medii de 10. Rata promovabilității la examenul de bacalaureat este de 59,35% la nivelul județului Gorj, iar un singur elev a obținut media 10. Peste 62% dintre candidații înscriși la sesiunea din acest an a bacalaureatului în județul Argeș au promovat examenul, iar 5 dintre ei au reușit să obțină media maximă. Niciun elev nu a reușit să obțină media 10 la examenul de bacalaureat în Telorman, iar la un liceu s-a înregistrat promovabilitate 0, procentul general la nivel de județ fiind de 44,10%. În județul Olt, rata promovabilității este de 48%. Aici avem 5 licee cu profil tehnologic fără niciun promovat și 5 licee unde s-a obținut nota 10.